Dacă ești profesor, lasă elevii cu 15 minute mai mult în pauză. Dacă ești zidar, lasă mistria jos pentru 15 minute. Dacă ești șofer, oprește mașina 15 minute pe avarii. Dacă vrei să pleci din România, mai stai 15 minute. Sunt Ștefan Mandachi. Nu fac politică, nu sunt activist, nu fac parte din nicio organizație sau mișcare. Sunt român, locuiesc în Suceava și sunt țăran de la Sfântul Ilie cu accent moldovenesc. Ca om de afaceri, am parcurs mai mult de 500.000 de kilometri la volan. Ba chiar am făcut și un calcul. Pentru că nu am avut autostrăzi, am pierdut peste un an jumate din viața mea la volan. Dar asta nu mai contează, pentru că din 1 decembrie 2018 trăiesc o stare de bucurie deplină. Atunci au vuit televiziunile că în sfârșit se construiește autostrada Unirii spre Moldova. Chiar de-a doua zi am vrut să fug să îmbărbătez muncitorii de la autostradă. Dar hai totuși să nu exagerăm. Că de, au fost Revelionul, Boboteaza, Mica Unirii, nu suntem în China să facem 1000 de kilometri într-o lună. Dar de data asta, chiar plec spre București să felicit oamenii de pe marele șantier. Sigur voi vedea mii de oameni muncind cu drag și spor. Sute de macarale, buldozere, escavatoare, camioane. Atât ați de fericit, încât i-am iertat pe toți vinovații pentru calvarul de pe șosele de 15 ani de când am permis. De azi uit că în România mor anual 2000 de oameni în accidente rutiere. Adică mai mulți decât au murit la Revoluție. Practic avem o revoluție în fiecare an. Din 89, în accidente au murit peste 60.000 de oameni. Cam cât populația orașului Alba Iulia. Oare câți ar fi supraviețuiți dacă aveam autostrăzi? Ajung în Fălticeni. Nimic. Roman, Bacău, nimic. Focșani, zero. Buzău, nimic. Bun venit în București. Nimic, dar nu mă dau bătut. Mă întorc pe partea cealaltă. Brăila, Galați, Vaslui, Iași, Botoșani, nimic. M-am întors viu la Suceava. Am condus 1000 de kilometri în mai mult de 16 ore. Mii de mașini au trecut pe lângă mine la 2-3 metri. M-am dus bău și am venit vacă. Și eu sunt vinovat. Eu și toți românii care circulăm indiferenți pe marginea gropii. Și culmea, stăm tăcuți. Probabil ne place acolo. Dacă un singur angajat dintre cei 500 pe care i-am nu își încasează salariul, cine răspunde? Eu. Dacă pe data de 25 ale lunii compania mea nu achită integral și milimetric impozitele, cine răspunde? Tot eu. Dar pentru că de 30 de ani nu avem un centimetru de autostradă în Moldova, răspunde cineva? Pentru că suntem luați de proști. Am o provocare pentru românii din întreaga lume. În data de 15 martie, pentru 15 minute, începând cu ora 15, eu suspend activitatea celor 40 de restaurante. Pentru autostrăzi, fii solidar. Provoacă măcar 3 persoane să suspende activitatea. E foarte simplu. Eu provoc 3 antreprenori. Ion Țiriac, Gigi Becali, Viorel Cataramă. Eu sunt doar unul. Dar dacă am fi 1000? Dacă am fi 1 milion sau 5 milioane? Eu vreau autostradă aici, la Suceava, în Bucovina. Dar tu poate vrei în Munții Apuseni, în Maramureș, la Craiova sau la Timișoara. Anii trec, mă tem că mă ajung bătrânețele și nu mai apuc să văd autostrada la noi. Așa că am construit eu un metru de autostradă în Moldova. Cam așa arată un șantier. Vă prezint primul metru de autostradă din Moldova. Acum, alături de Putna și Voroneț, vă invit să vizitați primul și singurul metru de autostradă de la Suceava.